1 martie, zi de sărbătoare. Orașul este inundat de mărțișoare și flori, iar inventivitatea comercianților nu cunoaște limite. Aceștia vând pandantive clasice cu inimioare, floricele, zodiace și chiar papirusuri cu declarații solemne de dragoste. Oamenii spun că de-a lungul anilor mărțișorul a căpătat diverse forme care de multe ori nu au nimic în comun cu semnificația tradițională. Ați purtat în copilăria dumneavoastră, vă amintiți de ele? Nu. Am purtat alte chestii, dar cu așa și astea nu. Nu știu de ce, dar n-am fost de acord. Nu știu. Așadar, dumneavoastră preferați? Flori. În decursul anilor, acest mărțișor s-a transformat în diferite cadouri. Așa ați procedat și dumneavoastră anul acesta? Da. Chiar am procedat în cadou. Pentru soția. Și acest cadou n-ați adăugat un coșar sau alte mărțișoare care erau purtătoare de noroc în trecut? Nu. De-a lungul anilor, oamenii nu mai țin cont de tradiție. Darurile oferite mamei, iubitei sau bunicii constau de multe ori în flori, iar mărțișorul nu mai are o mare importanță. Important e să fie făcut cadoul, să fie din suflet făcut. Nu contează ce. Din partea mea arteam în două feluri, și una și alta. Una o punem pe care va fi mai lungă ca perioadă, iar florile le punem în vază și se uită la ele. Bucuria e aceeași, bineînțeles, sau poate chiar mai mare. Ce ne spuneți despre vechile mărțișoare pe care vi le amintiți dumneavoastră? Ce să zic, erau mai frumoase, eu așa zic. Mărțișorul este un obiect specific românesc și a fost preluat și de alte țări. În mod tradițional, după ce nu se mai poartă, mărțișorul sau șnurul acestuia se agață într-un copac înflorit.